Salut, eu sunt Tudor și astăzi vorbim despre pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru ca filmările de pe GoPro să arate cât mai bine posibil. În acest tutorial nu facem review-uri la camere pentru a stabili care este mai bună pentru tine. Presupun că deja te-ai hotărât asupra acestui lucru. Mai exact o să vorbim despre ProTune, o opțiune pe care o au toate camerele de la Hero 3 în sus și care ne va ajuta să îmbunătățim calitatea imaginii. Prin activarea ProTune-ului, bitrate-ul va crește și asta înseamnă din start o calitate mai bună sau detalii mai multe pe filmare. Atunci când comparăm filmările cu cele două opțiuni, avem tendința de a spune că filmarea cu ProTune-ul dezactivat arată mai bine. Dar nu vă păcăliți, cele cu ProTune activat vor arăta mult mai bine după ce le edităm în postproducție. De aceea acest ProTune nu este pentru toată lumea. Dacă ești editor video sau ai experiență de bază în acest domeniu, atunci ar trebui să-l folosești. Dacă filmezi rar și nu ai treabă cu editarea video, nu-l folosi. GoPro filmează bine și așa. Așadar, pașii pe care trebuie să-i urmăm sunt 1. Activarea opțiunii ProTune din cameră înainte să filmăm, 2. Corecția de culoare ulterioară și 3. Exportul. De data asta o să vorbim pe un GoPro Session 4 și pentru asta va trebui să mă conectez cu smartphone-ul pentru a activa ProTune-ul. Pe GoPro Black și Silver o poți activa din cameră. Ok, suntem pe smartphone în aplicația GoPro Quick, alegem camera, iar aici ne conectăm cu camera pe care o avem. În cazul meu, un GoPro Session 4. Așteptăm și acum vedem ce filmează GoPro-ul. Mergem în dreapta jos la această iconiță și dăm click și o să ne apară setările videoului. Și mai jos avem ProTune. Haideți să-l activăm, iar opțiunile care ni se deschid sunt White Balance, Color, ISO Limit, Sharpness și AV Comp sau expunerea compensată. Dacă nu ți se deschid aceste opțiuni, înseamnă că nu ai updatat softul din GoPro și atenție, nu aplicația din smartphone. O să-ți las un link în descriere unde poți să faci update fie manual, fie prin GoPro Quick. Cele mai importante și singurele pe care le vom modifica sunt White Balance-ul, Color și AV Comp. White Balance ajustează culorile din imagine per total și avem o listă cu mai multe opțiuni. Însă eu vă recomand să mergeți cu Native. Asta înseamnă că va trebui să ajustăm balansul de alb în postproducție. În felul acesta și culorile vor arăta mai bine decât cu auto. Dar dacă e deja prea complicat pentru tine, îți recomand să rămâi cu auto pentru că tot vei rămâne cu o imagine fadă și desaturată de unde vei putea să începi să corectezi în post. Mai avem câteva valori măsurate în Kelvin care dau temperatura unei scene și putem vedea în această imagine cum arată. Cea mai importantă opțiune este Color și aici va trebui să alegem toți Flat. În primul rând, cu toate că scrie Color, nu are de-a face cu culorile din imagine, ci cu tonurile de luminozitate. Flat înseamnă un contrast mic. Asta practic deschide tonurile întunecate și închide tonurile luminate. În practică este o problemă cu tonurile luminate, sau cel puțin pe Session 4 al meu. Aici intervine AV Comp sau expunerea compensată, a treia opțiune importantă. Practic compensăm cu o expunere mai mică sau mai mare în funcție de context pentru a avea un control mai bun în postproducție. Eu folosesc doar 3 valori, minus 1, 0,5 și 0. Sharpness și ISO rămân la fel, nu vă recomand să le modificați. La Sharpness puteți să-i dați off și apoi să-l puneți în post, însă vă spun sincer, cam tot pe acolo o să ajungeți. La ISO, dacă ești un entuziast al sporturilor, cum sunt eu și filmezi pe zi, recomand să-l ții pe 400. Tot ce este peste, într-adevăr, înseamnă mai multă lumină, dar și granulație în plus. Ok, pe scurt. Activăm ProTune, punem la White Balance Native, la Color punem Flat, AV Comp între minus 1 și 0 în funcție de context, filmăm, apoi mergem într-un soft de editare pentru a face corecția de culoare. Ne auzim în tutorialul următor. Ciao!